Purtarea măștii și dezinfectarea mașinilor devin obligatorii pentru taximetriștii din Ploiești din 15 mai. Aleșii locali au aprobat deja o hotărâre în acest sens. Actul normativ aprobat la Ploiești prevede că înainte de ieșirea în traseu, mașina taxi va fi dezinfectată în interior, iar după fiecare cursă, șoferul de taxi este obligat să dezinfecteze în exterior mânerele exterioare ale ușilor și mânerul porbagajului. Tot de vineri va intra în vigoare și obligativitatea ca șoferul de taxi să poarte mască. Este vorba deci despre un set minimal de măsuri pentru prevenirea răspândirii noului coronavirus. De asemenea, deși hotărârea a fost luată și are un caracter obligatoriu, momentan nu sunt prevăzute sancțiuni în cazul conducătorilor de taxi care nu respectă prevederile actului normativ. Inițial, proiectul de hotărâre prevedea și montarea unui perete despărțitor între conducătorul auto și clienți, măsură la care s-a renunțat.